Elevii Liceului Teoretic Atlas au organizat o acțiune de Ziua Mondială de Luptă împotriva diabetului zaharat într-un centru comercial din capitală. Astfel, aceștia vor să vină în ajutorul oamenilor care nu au timp să ajungă la medic pentru a-și măsura glicemia. Testarea a fost gratuită. Acțiunea de astăzi face parte dintr-un proiect al școlii, Școala Star pentru Sănătate, în care încercăm să conștientizăm comunitatea locală asupra riscurilor diabetului, având în vedere că astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva diabetului. Este important să ne testăm? Este absolut important, foarte, foarte important să ne testăm măcar o dată pe an. Măcar. Cel mai bine ar fi la 6 luni. Am venit aici ca să măsurăm glicemia oamenilor, să vedem cam în ce stadiu se află, dacă și-au mai luat-o, dacă nu, dacă se știu de suferind de diabet, dacă nu. Unii pacienți am observat că știu că au diabet, unii nu. Mă bucur pentru cei care încă nu au. Încercăm să-i ajutăm să prevină această boală, să nu ajungă până acolo. Oamenii s-au arătat foarte interesați de acțiunea Liceului Atlas, iar unii spun că până acum nu și-au măsurat glicemia niciodată. N-am făcut niciodată până acum. E important să avem grijă de sănătate? Da, bineînțeles. Ce ar trebui să facem? Să mergem la doctor? Ar trebui, da, din păcate nu suntem conștienți de treaba asta. Am diabet și de asta încerc des să vedem. Și ce valoare v-a dat? M-a găsit foarte bine. De la 300 m-a găsit cu 160. Urmați vreun tratament? Da, dacă n-aș merg pe prescripție medicală. Nu? Și aveți grijă și la alimentație, presupun. Mai am, dar mai... știți cum e problema. E multe să nu mâncăm și... dacă vedem, poftim și tot să mâncăm, să vă spun treaba. Acolo, dacă am ține regimul normal, ce dă doctorul, ar merge foarte bine. Aproape 2 milioane de români suferă de diabet, potrivit datelor Studiului Național privind prevalența diabetului, prediabetului, supraponderii, obezității, dislipidemiei și bolii cronice de rinichi. Diabetul de tip 1 este caracterizat de lipsa totală a insulinei din organism. Diabetul de tip 2 presupune prezența unei cantități mai mari de insulină decât la omul normal, dar pe care organismul nu o poate folosi din diverse motive sau printr-o cantitate mai mică față de normal. Insulina este un hormon secretat de pancreas, care reglează metabolismul glucidelor, lipidelor, proteinelor și mineralelor din organism.